Dragii mei, să știți că un pas ne mai desparte până în anul 2014, când o să înceapă, vă spun, cu mâna pe inimă, bătălia pentru pământ. Adevărul este că cel mai recent proiect de lege cu privire la vânzarea terenurilor agricole cetățenilor străini îi avantajează și pe aceștia și i-au ales biruitori. De ce? Chiar mă întreb de ce și tare i-aș mai întreba pe cei care în anii 2003-2004 au negociat aderarea României. Dar cred că cel mai bine ar fi să-l întrebăm pe domnul secretar de stat din Ministerul Agriculturii, Achim Irimescu, și să ne spună dumnealui care este poziția guvernului cu privire la această problemă. Poziția României, mai exact, s-a exprimat în perioada preaderării, când Ministerul Finanțelor, care răspunde de fapt de circulația terenurilor, a capitalurilor și a terenurilor respectiv, a acceptat propunerea Comisiei pentru menținerea restricției de vânzare a terenurilor pe 7 ani. Deci acești 7 ani de la aderare expiră la 31 decembrie acest an. De la 1 ianuarie, persoanele fizice din Uniunea Europeană pot achiziționa terenuri în România. În acest context, Ministerul Agriculturii a venit cu un proiect de lege pentru a reglementa într-un fel acest proces de achiziție și a evita ca terenurile achiziționate să rămână nelucrate. Știți că percepția oamenilor de rând și nu numai este că ne vindem țara. Care este poziția noastră în acest sens? Din fericire pentru pământ, față de întreprinderile care s-au vândut pe nimic în România de-a lungul anilor, pentru pământ situația e diferită, pentru că orice persoană care achiziționează teren în România, sigur, nu poate să ia pământul din România. În schimb, pentru Ministerul Agriculturii este foarte important ca acest teren să fie lucrat corespunzător, utilizarea forței de muncă din România, valoarea adăugată să rămână pe cât posibil în România. Sigur, orice firmă încearcă să-și folosească profitul cum crede de cuvință, dar sigur, noi ne-am bucurat dacă valoarea creată rămâne în România. Știu că vecinii noștri, bulgarii, au reușit să amâne acest moment până în 2020. S-ar fi putut întâmpla același lucru și pentru România? Nu, vecinii noștri bulgari n-au reușit să amâne. Ei și-au propus să amână acest proces, dar după cum știm cu toții, Comisia Europeană, care veghează la aplicarea legislației europene, în mod sigur va acționa împotriva guvernului din statul vecin și în niciun caz nu cred că va rămâne situația așa cum și-o propun vecinii bulgari, dar probabil că e o chestiune de imagine publică. Guvernul a întreprins ceva, zice, nu a fost de acord Uniunea Europeană și cu asta și-a rezolvat problema. Singura situație diferită este în Ungaria, unde acest stat și-a prevăzut în tratat posibilitatea prelungirii la expirarea celor 7 ani. Se pune problema ca această lege să avantajeze o anumită categorie de persoane? Nu. Din contră, noi am introdus posibilitatea preemțiunii, astfel încât, sigur, dacă vedeți lucrurile așa, se poate spune că vrem să avantajăm vecinii, persoanele tinere până în 40 de ani pentru achiziționarea terenurilor, atunci când un străin încearcă să achiziționeze o persoană fizică străină, dar din Uniunea Europeană încearcă să achiziționeze teren în România.